După principiul arhicunoscut al zicale, du-te în sat și de veste, vino acasă, fă cum poți, conducerea Spitalului Municipal de Urgență Roman în înțelegere cu primăria a decis să curme disputele cu noua conducere a Consiliului Județean și să plătească în plan local cea de-a doua tranșă a aparatului de radiologie în valoare de 482.000 de lei. Banii nu-i primim de la Consiliul Județean, s-a ajuns la o înțelegere cu primăria și o să plătim noi aparatul, urmând ca anul următor să fie alocați banii de la Consiliul Local pentru alte lucrări pe care ar fi trebuit să le facem anul acesta. 482.000 îi avem pentru că noi a trebuit să facem dovada celor de la firmă că sunt banii și atunci a avut loc și modificare de buget aprobată în care banii respectivi, lucrările care trebuiau efectuate sau aparate, ce trebuia noi să luăm anul ăsta, am renunțat la tot ce a însemnat dotare și am pus fondurile deoparte pentru a arăta celor de la Siemens că noi avem banii. Firma Siemens a înțeles situația și a fost de acord să scutească Spitalul de Plata Penalităților de întârziere, care, în conformitate cu prevederile contractuale, ar fi urmat să curgă de la 1 septembrie. Având în vedere situația creată de refuzul Consiliului Județean de a achita cea de-a doua tranșă a aparatului de radiologie, s-a decis în Consiliul de Administrație al Unității Sanitare Romașcane sistarea oricăror lucrări care trebuiau executate anul acesta și dirijarea banilor către aparatul de radiologie. Într-adevăr, noi nu am plătit penalități până la sfârșitul anului. Nu se plătesc penalități tocmai pentru că am și arătat că acești bani sunt. Le-am explicat că sunt din fondul spitalului, dar noi aveam un protocol sau cu cei de la Consiliul Județean în care urma să ne dea banii, explicându-le toată problema, au înțeles și au zis că așteaptă până când, dar întrucât nu există înțelegere pentru Spitalul Roman, că pentru Spitalul Piatra Neamț se dau foarte mulți bani. Așa, o să plătim noi aparatul, urmând ca anul următor să avem sprijinul Consiliului Local și a Primăriei pentru alte lucrări care trebuiau făcute anul. La începutul lunii noiembrie, specialiștii ai firmei furnizoare a aparatului de radiologie au realizat cursuri de instruire a medicilor și asistenților medicali care vor lucra cu noul aparat. Pe 3-4 noiembrie s-a făcut acel training cu asistenții și cu medicii. Cei de la firmă au venit și au arătat cum se lucrează pe aparat. Urmează să se facă recepția finală de punere în funcțiune. După această instruire se va face și recepția finală, după care urmează darea în folosință a aparatului și plata celei de-a doua tranșe.